Deputatul Victor Paul Dobre, vicepreședinte regional al PNL, are un proiect îndrăzneț de modificare administrativă atât la nivel central cât și local. Ultima reorganizare administrativă în România a avut loc în 1968. Suntem singura țară a Uniunii Europene care de 60 de ani nu ne-a modificat organizarea administrativ-teritorial, organizarea administrației în general, cu excepția Angliei, dar acolo sunt alte reguli mult mai de mult, e altă lume. Deputatul liberal consideră că trebuie desființate unitățile administrativ-teritoriale care au sub 1500 de locuitori, ceea ce ar însemna o reducere cu aproximativ 15% a acestora. Nu mai permitem să fie comune sub 1500 de locuitori, pentru că nu au cum să susțină cheltuielile, serviciile pentru cetățeni. Cred că este timpul să se reducă numărul de județe. Nu avem nevoie neapărat de introducerea termenului de regiune în Constituția României. Dobre precizează că aceste propuneri sunt personale și nu reprezintă o poziție oficială a partidului, dar au susținerea mai multor liberali.